Liniștit, care iată în prelungiri, în ultimele secvențe ale sale, are parte de momente care n-au nicio treabă cu fotbalul. Probabil că în momentul în care se va repune mingea, Ișvan Kovač va fluiera finalul acestei partide. Mărturisesc că după gestul pe care l-a făcut Kovač, mi s-a părut că l-a eliminat pe Flaviu Stoican, că l-a trimis în tribune. Da, asta aștepta Ișvan Kovač, ca Flaviu Stoican să părăsească banca. Mulți nervi, puțin, foarte, foarte puțin fotbal, aproape deloc, aș spune, aici la Chiajna. Suntem în al șaptelea minut al prelungirilor, însă de vreo 3 minute nu s-a jucat. Și să vedem cât va mai prelungi Ișvan Kovač această partidă. Probabil că vor fi amenzi, cine știe, poate din nou fanii lui Dinamo. Dinamo, în fapt, va fi iarăși sancționată din cauza comportamentului fanilor. Păcat că sunt și astfel de momente, astfel de incidente. Bagaric pentru Neluț Roșu. Ultimele secvențe ale meciului de la Chiajna, 0-0, Concordia Dinamo. Este finalul partidei, un scor corect. Așa cum vă spuneam, la ce s-a jucat, niciuna dintre cele două echipe nu merita victoria. Al treilea rezultat de egalitate consecutiv pentru Dinamo. Chiajna reușește să acumuleze 4 puncte. Dinamo ratează șansa de a trece cel puțin pentru o zi pe locul al doilea în Liga 1. Rămâneți cu noi la Fotbal Look. Roxana Ciuculescu, iar invitați pe Claudiu Vaișcovici, Emil Sândoi, Marius Bilașco și Eduard Apostol. Vom afla ce s-a întâmplat pe finalul acestei partide, de la ce a plecat acel scandal în urma căruia Flaviu Stoican a fost eliminat. Dinamo a jucat din minutul 74 cu un om în minus. Capitanul Vali Lazar a fost eliminat pentru o intrare tare la Alex Stan. Rezultat final așadar: Concordia Chiajna Dinamo 0-0 de la Chiajna. Bogdan Pasăre vă mulțumește pentru atenție. La revedere!